Citesc un cuvânt din Luca, capitolul 16, pagina din Biblie 1018, de la versetul 19 la versetul 31. Un mesaj de evangelizare, dar este valabil atât pentru noi cei care cunoaștem Scriptura, cât și cei pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta și în dreptul lor. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bure. Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și legeau bugăle. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și la un îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chimul, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fii-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să vrăgurească limba, deci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avram: adu-ți aminte că în viața ta ți-a luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mânghiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi se nu poate. Bogatul a zis: rogu-te, dar părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, că dacă se va duce la ei cineva din mort, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Voi fi să ocupați locurile și cred că merită să spune pe Domnul să aviză fie lor. Dragii mei, este o seară în care avem această ocazie extraordinară să ascultăm cuvântul Domnului. Vreau să vă spun că n-am venit din România să vă spun ce vreți să auziți sau ce vă place să auziți, ci am venit să vă spun ce aveți nevoie să auziți. Copiii când merg la circ să vadă animale sau clowni, merg să vadă ceva ce le place. Când mergi la medic, mergi să vezi ceva ce ai nevoie să vezi. Sau să auzi ceva ce ai nevoie să auzi. Și mai spun ceva. Dacă iei un om de la circ și-l aduci la ambon, nu-l faci predicator. Biserica devine circ. Astăzi vreau aici în biserică să fie prezent Domnul. Să fie un spital pentru cei răniți, pentru cei neajutorați. S-ar putea ca să nu ne placă ce ne spune Domnul. Dar ceea ce ne spune Domnul, să știți că totdeauna ne vindecă. Să știți că minciuna pe termen scurt îți dă așa o stare de bucurie, însă pe termen lung e moarte curată. Adevărul pe termen scurt e amar. Însă pe termen lung e o binecuvântare. Vreau să ne uităm la această seară, în vizii mei, la doi oameni. Nu i-am ales eu. Eu ales Iisus Hristos să ne pună în față. Este o întâmplare adevărată. Sunt folosite nume în ea. Avram, săracul Lazar. Vreau să vă spun că toți de aici, inclusiv eu, vom avea soarta unuia din aceștia doi. Că vrem sau că nu vrem, nu există altă variantă. Cel mai sigur lucru din lumea asta este moartea. Și vom pleca de aici. Am predicat săptămâna trecută la o femeie de 84 de ani. Tot săptămâna cealaltă am predicat la o mătușă de mea prin alianță de 42 de ani. Acum 4 săptămâni am slujit la o fetiță de 5 anișori. Acum câteva luni la o fetiță de 3 săptămâni. Iubiții mei, se moare, să știți. Se moare și nimeni nu ne anunță când vine moartea. În cazul speciale deosebite și foarte rare, suntem anunțați de noi. Și pentru că nu trăim veșnic pe acest pământ, ar trebui să ne gândim la ceea ce urmează. Ar trebui să ne gândim ce se va întâmpla cu noi după ce plecăm de aici. Vreau să spun de la bun început că săracul Lazar nu a ajuns în rai cu un blat în șlap sau de scurt. Săracul Lazar nu a ajuns în rai că avea datorii sau că n-avea bani de medicament. Că dacă asta ar fi condiția să mergi în rai,
aș fi cerut și eu bani împrumut de la mulți, vineam și eu de scurt la voi sau un catalog de la second. Săracul Lazar nu a ajuns în rai că a fost sărac. Săracul Lazar a ajuns în rai că a fost bogat. Că l-a avut pe Domnul. Iar bogatul, iubiții mei, nu a ajuns în iad că a fost bogat. Că dacă asta ar fi condiția, ar trebui și Avram să fie în iad. Ar trebui și Iov să fie. Ar trebui și alții să fie. Bogatul a ajuns în iad pentru că a fost sărac. Că cei mai săraci oameni sunt aia care au bani și nimic altceva. Ăia și cei mai săraci. Când nu l-ai pe Dumnezeu, când n-ai Biblia, când n-ai o familie binecuvântată, când n-ai bunul simț, când n-ai respect, când n-ai cinste, când n-ai lacrimi la cântare, ascultă-mă, e sărac. Dar astăzi ne poate Dumnezeu îmbogăți pe toți. Prezența Lui îmbogățește, să știți. Spune Zavistul că pașii Domnului varsă belșugul, dar nu belșug de euro, nu belșug de nu știu ce, belșug de iertare, de mântuire, de ridicare. Iubiții mei, mă uit la lumea aceasta în care trăim și alergăm într-o parte și în alta să strângem. Dar uitați-vă că am venit cu mâinile goale și plecăm cu mâinile goale. Uitați-vă că data nașterii nu ne-am fixat-o noi și data morții nu ne-am fixat-o noi. Dar putem face ceva în liniuța aceea dintre cele două date, putem să-L căutăm pe Dumnezeu. Putem să zicem, Doamne, ce vrei de la noi? Acum s-ar putea să spună cineva, eu nu cred că există ceva după moarte. Copilul care împânte cu mame, dacă spune că nu crede că există ceva dincolo, necredința lui nu anulează existența lumii fizice și materiale care îl așteaptă. Faptul că un orb nu crede în soare, că nu-l vede, nu înseamnă că soarele nu există. Un orb poate spune, nu văd soarele, dar nu poate spune, nu simt pădurea lui. Tu poți să spui astăzi, nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar ascultă-mă, dacă e sincer, o să poți să spui că l-am simțit pe El în fiecare. Că respirăm de 22.000 de ore, iubiții mei, 24 de ore. Inima noastră bate de 100.000 de ori și pompează sânge. Ficatul nostru face 500 de funcții în 24 de ore. Știți de ce? Că este o mână. Le-au creat pe toate acestea. Pentru aia spune Biblia în Roman 2:4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. O să vă spun nu foarte lung, foarte scurt, că mai am 2 ore jumate de condus și știu că de-abia așteptați să plecați să puneți în practic de ce auzi. Foarte scurt, o să vă spun 5 motive pentru care bogatul a ajuns în iad. 1. Bogatul a ajuns în iad pentru că a pus mai mare preț pe hainele trupului decât pe hainele sufletului. Ia auziți, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Cele mai scumpe haine din vremea aceea erau alea din porfiră și din subțire. Nu și le permiteau orice. Spune istoria că cu greu făcea rost de el. Unii ori la comandă, unii ori prin relații speciale. La omul ăsta putea să fie îmbrăcat top mondial, să-l vadă toți ce are pe el. Ascultați-mă, nu vi se pare că trăim într-o vreme asemănătoare? Cunosc pe cineva care are cel puțin 50 de cămăși acasă. Cunosc o femeie undeva în România care are peste 100 de perechi de pantofi. Deși ia durerea de cap când trebuie să te îmbraci, când trebuie să mergi în oraș. Așa că când ai două perechi, n-ai nicio problemă. Că ori o e bună, ori o e bună. Dar uitați-vă, iubiții mei, oamenii strâng, oamenii adună. Ascultați-mă, nu-i rău să ai o cămașă, nu-i rău să ai un costum. Nu-i rău să-ți cumpere o geacă. Dar vine momentul când trebuie să pleci de aici și nu contează dacă ai portat Armani sau mai și orice prostie de haine. Contează dacă ai purtat hainele care vor avea rost dincolo. Vitezi din 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 2. Cerem în corpul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, dacă nu o să afișez foarte repede. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul ceresc, nu vom fi găsiți, 2 Corinteni 5:3, nu vom fi găsiți dezbrăcați de locașul ceresc. Adică spune Pavel aici, oameni buni, când murim, nu mai contează papionul, nu mai contează cămașa care ai avut, nu mai contează costumul care ai avut. Contează dacă atunci când mori, ai început să porți hainele cerului pe tine. O zis Pavel, vine ziua când Dumnezeu te îmbracă dacă nu te găsește dezbrăcat în ziua morții. Dar care-s hainele alea? Prima haină pe care ar trebui să o amintească astăzi este haina albă. Eclesiastul capitolul 9 cu versetul 8. La fel cum există cămașa albă, există și haine pentru suflet albă. Numai că haina aia albă nu se pune peste o viață de păcat.
Mai întâi vin, mă pocăiesc, mă căiesc, spun, Doamne, Te-am supărat, Te-am necăjit, vreau să încep o viață nouă și cerul îți dă o haină nouă. Ai această haină albă, Eclesiastul 9 cu versetul 8. Hainele să-ți fie albe când? La Paștul, la Crăciun, cum au cumpăr ce mai mult, să leagă la biserică de două ori pe an. Nu. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Cum ne place să fie curată în casă tot timpul, așa ar trebui să ne fie curată în inimă tot timpul. Pentru că Matei, capitolul 5, cu versetul 8, albul reprezintă curățenia. Spune Biblia, ferite de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Iubiții mei, vin o zi când va conta dacă am purtat haina albă pe acest pământ. De ce? Că spune Ioan în Apocalipsa, am văzut o mulțime mare îmbrăcată în haine albă. Doamne, mai împarte haine albă în seara aceasta. O altă haină care ar trebui să avem fiecare dintre noi, Isaia 61 cu 10. O zis profetul, mă bucur că m-a îmbrăcat Domnul. Cu ce? Cu haine de la Shein? Nu. Dar cu ce? De la H&M? Nu. Cu haina mântuirii. Cu haina mântuirii. Iubiții mei, întreb oamenii din jurul meu, din când în când mă întâlnesc cu anumite persoane, dacă mor la noapte, unde merg? Domnul pastor zice, nu știu, Dumnezeu știe. Iubiții mei, când am plecat de la Augsburg la ora 4:33, am știut unde mă duc. Și aveam mii de posibilități unde să mă duc în toată Germania asta. Și am știut unde merg. Dincolo sunt numai două. Nu știu unde merg. Hai să întrebăm pe Pavel, 2 Timotei, capitolul 4 cu 6. O zis Pavel, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, versetul 7. Mi-am păzit credința, am ispărit alergarea, de acum Dumnezeu știe pe fi. Aveați bine? Versetul 8, te rog să pui, să fii foarte atent aici cu mine. De acum așteaptă cu luna neprihănirii. Au zis, nu-i cu luna penticostală, nu-i cu luna ortodoxă, nu-i cu luna catolică. Cu luna neprihănirii, pusă peste o viață de neprihănire, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Vedeți că nu merge cu pricula Dumnezeu, nu merge cu relația, nu merge, am făcut fapte bune, chiar dacă am înjurat, am blestemat, am mințit, am dat și 1000 de euro la săraci, că mai sunt din așa. La miros de fel am avut oameni care nu sunt pocăiți și au zis, mă, fac și eu câte o faptă, zic foarte bine că o faci, dar nu te mândrește faptul asta. Cornelie a făcut fapte bune, dar nu s-a oprit acolo. S-a întâlnit cu Iisus Hristos. S-a pocăit. Pentru că dacă copilul tău îți face fapte bune și te înjură și te blastă, mă, și mai trebuie 500 de euro pe mate grebe, e bucuroță, da? Dar n-am nevoie de banii lor. Credeți că Universul se blochează dacă nu dau eu bani la Domnul, da? Nu. Universul merge mai departe. Dumnezeu are resurse. Dar primul lucru pe care trebuie să mi-l rezolvi este mântuirea. Doamne ajută-mă la asta. Iubiții mei, mai amintesc o haină. În Coloseni o găsim, zice, îmbrăcați-vă cu dragostea. Care este legătura lui Săvârșire. Uniți dragostea pe omeraș. Cea mai faină haină care o ai acasă, dacă o ții pe omeraș, nu te vreau cu ea, nu te ajută cu nimeni. O zice, îmbrăcați-vă cu dragostea, iubiții mei. Străim într-o lume plină de ură, plină de procese, plină de tribunale, plină de vrajă. Am fost la un avocat când am făcut actele la asociația din Deva și am văzut că tot mă întârzi, tot mă întârzi. Și am mers deja undeva prin preajma Crăciunului, cum spun cei din afară, și am zis, Doamne, haideți măcar acum când sunt sărbători libere. O zis, Domnule pastor, dar vedeți că oamenii de Crăciun sunt mai pocăiți? O zis, acum am mai mult de lucru. Că oamenii mei au o vorbă. Crăciunul vine și pleacă. Eu trebuie să-mi recuperez pământul, zice. Iubiții mei, ascultați-mă. În ziua morții voastre nu contează cât pământ ai, ci contează cât ce am. Avem la noi în Deva pe cineva, are 600 de hectare. Nu l-am invidiat și nu-l invidiez o clipă. Că la final tot o să avem 2 metri. 2 metri. Egal o să fie la toți. Pentru aia, Pavel, nu spune în Filipeni. Că țelul lui este cimitirul, țelul lui este agarsonera, țelul lui este pământul. O zis, țelul meu e primavieră. Doamne, ajută-ne să vă rog. Iubiții mei, în al doilea rând, bogatul a ajuns în ea pentru o plus mai mare preț pe râs decât pe pânz. Auziți, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Veselie și strălucire. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că în fiecare zi avea câte o orchestră lângă el care îi cânta. Mai un dans, mai o chermeză, mai un banchet, mai pahare ciocnice, să ne distrăm, zice. Să râdem.
La poarta lui cineva plângea, dar nu-l băga să. La poarta lui cineva așa ar fi dorit câteva fărâmitori. O zis, n-am. Pentru cântăreț am 1000 de euro să prășcă. Nu mă interesează cât mă costă banchetul, zice. Important e să râdem, să ne veselim, să ne distrăm. Iubiții mei, vin o zi. Că nu va conta râsul, ci va conta plânsul. În Matei capitolul 5 spune Biblia, ferite de cei ce plâng. Căci ei vor fi mângâiați. Astăzi, dacă te uiți la un om că plânge, zici, mă, sigur a avut un accident, are o boală. Știți ce rar mai vezi oameni care plâng, că s-au întâlnit cu Domnul. În seara asta Dumnezeu te întreabă, uitându-te la cât bine ți-am făcut, n-ai vrea să spui, mă păcăiesc înaintea ta, plâng înaintea ta. Românul plânge la telenovele, românul plânge la meci, că a pierdut Bayern München, nu mai știu cine poate de echipă a pierdut. Dar Dumnezeu a zis, vreau să văd oameni care plâng, că se întâlnesc cu mine. În Luca 7 vine o femeie la Iisus și spune Biblia că cu părul capului ei, i-o șters picioarele și cu lacrimile ei, i-o spălat picioarele. O plâns femeia aceea. Ce rar vedem oameni care plâng. Foarte mulți oameni se plâng. Se plâng de pensii, de alocații, se plâng de mâncare, se plâng de politică, se plâng de fel și fel de lucruri. Astăzi Dumnezeu caută oameni care plâng. Te întreb astăzi, când ai plâns ultima dată în fața lui Dumnezeu? Spunea o cântare, plâng amarul, dar nu disperă. În greul vieții privesc la cer. Iubiții mei, Dumnezeu asta caută astăzi. Oameni care să verse lacrimi pentru familia lor. Oameni care să verse lacrimi pentru vecinii lor care merg spre ea. Știți? Oamenii au impresia că dacă se pocăiesc, o să le meargă totul bine. Când m-a întrebat cineva, bă, nu vă înțeleg, și la voi e cancer, și la voi e probleme, și la voi e necaz, zic da, dar la noi e necaz, e Dumnezeu cu noi. La noi e cancer, nu suntem singuri la tot fabrice, e Dumnezeu în salon cu noi. O mărs un păstor din Arad, o mărs într-un spital din Arad și o zis, doctorul, ce caut aici, pastore? O zis, am venit să-mi văd în Oriașe. Și o zis, doctorul, eu știu mai bine care să-i tăi. Domnul doctor, n-aveți cum să știți mai bine, că de ani de zile sunt membri la mie în biserică, eu văd de două ori, să te mână. N-ai cum să-i cunoști mai bine. O zis, doctor, tu-i cunoști și te sănătoși, eu-i cunosc că vă zbonat. O zis, mă uit la ai tăi, zice, și am văzut că ne dau analizele, când scriu pe ele cancer, când scriu dialize, când scriu probleme cu insulina, când scriu diabet, am văzut că se întorc cu fața la perete, plâng și spun, mulțumesc Domnului și pentru asta. Dacă am văzut că aia care nu s-ai tăi, pastore, zice, aia care nu o trăi cu Dumnezeu, când le dau analizele, nu mă înjură și brastă. E o diferență? E mare diferență. Iubiții mei, să știți că decât să mă duc spre ea trezând, am ales să mă duc plângând spre cer. Acum tu alegi de să că Biblia spune că în cer o să ne șteargă orice lacrimă. Nu orice râs de pe buze. Orice lacrimă din nou. S-ai plâns, poate, pentru o familie. Am întrebat o familie care are toți copiii lângă Domnul. Care-i secretul? Că și eu am 7 case și aș vrea să-i văd lângă Domnul pe toți. O să scrie ori de câte ori am auzit o familie care are un copil care n-ascultă, care are un copil care a plecat în lume, care are o fată care a luat dușman pentru că ești uștă la mama. Am luat 100 de poși și m-am rugat pentru familia mea. Și-am plâns. Și ce-am semănat eu pentru ei, acum s-au întors pentru mine. Dumnezeu a ridicat biserici care se roagă pentru familia noastră. Iubiții mei, haideți astăzi să ne uităm la omul acesta. Ce alegi? O viață de râs, de distracție? Vorbeam astăzi cu cumnatul meu care sunt aici cu voi, uitându-mă la nerții din jurul meu. Uitându-mă la oamenii de lângă mine. Nici nu mă mir că într-o zi le va spune Avram, tu ți-ai ales palmă cea bună, fără prunci, cu câini și pisici, ca să nu-i deranjeze. Da? Fără biserică, fără citirea Bibliei, fără pocăință, fără înfrânare, fără nimic. Tot ce-a vrut trupul i-a dat. Ce misiune a vrut, aia a făcut. Cu cine a vrut să trăiască, cu ăla a trăit. S-a lăsat nevastă, a plecat, al treilea pagina de vor, nu pătă. Iubiții mei, să știți că într-o zi va fi exact invers cum am avut aici. Uitați-vă mai departe ce spune Biblia. În al treilea rând, bogat a ajuns în iad pentru că a pus preț mai mare pe masa lui decât pe masa altora. La ușa lui, acum știți cum e? La ușa era. Dacă era în Africa, ziceai, noi facem o colecție, trimite-mă în Africa. Dar Dumnezeu se pune la ușa lui. Când deschidea ușa, vedea cu ușa în ea, dar nu-i păsat. La ușa lui zicea un sărac numit Lazar. Ce auziți? Și dorea mult să se sature cu fericurile care gădeau.
O zis Lazar, domnule, zice, șeful zice, nu-mi trebuie sarmale, nu-mi trebuie pireu, nu-mi trebuie nimica. Când merg cu spălătoarea și șterg fărăciturile, las că mă duc eu și-l iau. O zis bogată, nu. O zis bogată, nu-ți dau nimic. Iubiții mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Cine nu-și dă nici măcar fărăciturile, nici picuri de apă nu să aibă de acolo. Să știți că asta e diferența dintre oamenii care trăiesc cu Dumnezeu și oamenii care trăiesc fără Dumnezeu. Ateul trăiește pentru el. Creștinul trăiește pentru aproapele lui. Spunea o cântare, dă-i acum din pâinea ta, foamea să-și destrame, că ce cer în vei întâlnești, nu-i va mai fi foame. Dă-i acum cât e bolnav, cât e ars ca vejul, că ce cer în vei întâlnești, nu mai e întâlnit. Iubiții mei, au pus preț pe masa lui. Masa, ai așa masă aia, de lemn masiv, încărcată, frigiderul plin, totul să fie full. Dar la alții nu s-au gândit. Am vorbit cu sora mea zilele acestea, am două surori acasă care sunt cu părinții și mi-a spunea aia mai mică de 15 ani, a zis Cristi, 40 de femei, 40 de surori de la rat au venit la părinții noștri acasă și împreună am făcut 12.000 de sarmale. Și zic, ați avut nuntă și nu m-ați chemat, ați avut ceva eveniment mare la biserică și nu i-a spus nimica. Și-o zic, nu. Alea 12.000 de sarmale, un mărăt la rândurile, săraci, orfani, bolnați și familii cu mulți copii. Dați-mi 40 de surori din astea în fiecare oraș din România și din Germania. Și vă garantez că se schimbă țara asta. Iubiții mei, oamenii nu se vor schimba dacă strigăm la amvânt. Dar oamenii se vor schimba când ne vor pune împreună cu Dumnezeu și vom face fapte bune. Pentru că spune Matei 5 așa, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Domnul. Aleluia! Să știți că trăim într-o lume egoist, trăim într-o lume în care oamenii nu mai vor să se implice. Dar Dumnezeu astăzi se întreabă, când a mâncat un Lazar ultima dată la mama ta? Când ai hrănit ultima dată pe cineva? La noi la biserică a fost o soră și acum am amintit. Al patrulea rând de la spate, pe colț, spunea. Aproape la fiecare program ne oprea pe noi slujitori și spunea, auzi, care e următoarea familie la care pot să mă duc în vizită pe oală de sărmane? Nu știu ce gheos Dani zice, pentru că începe școala. Să fac ceva pentru Domnul. După ce am haine albă, după ce am haine mântuire, după ce am plâns, acum vreau să văd care sunt nevoile celor de lângă mine, ca să mă pun la dispoziția Domnului. Într-o zi am văzut că locul ei era gol, după ani de zile de implicare. Am văzut că locul e gol și am zis, frate Cornel, pastorul nostru, frate Cornel, dar unde e sora? Că băia de la balcon când lipsesc, nu e remar. Dar când se lipsește un om al lui Dumnezeu, îl vezi? Că dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu e remarcată. Nu! Știți? Că unii au zis, se poate și fără mine la biserică, se poate și fără mine la cor și la orfan, se poate și ce fără. Stai liniștit. Spune cineva de Cristi, mă plictisesc de moarte când citesc Biblia. Zic, stai liniștit că n-ajunge în cer, că nu ia Dumnezeu o plictisesc în cer. Dacă jumătate de oră mă plictisesc când vorbește Domnul, cum o să fac, ce o să fac în cer 24 din 24? Și într-o zi, sora noastră a murit. M-am dus la mormântare și am zis, oare cine va fi următorul care va lua locul? O plecam mulți capul jos. E greu, nu? Dacă întrebai cine ia locul la un bogătan, atunci oamenii țineau capul sus. Cine ia locul la un om cu funcție? S-ar fi bucurat oamenii. Zic, cine ia locul la sora asta care nu știe nimeni? Dar noi slujitori știm cât e lucru. Fata ei urma cu capul sus. Acum fata ei face ce făcea mama sa. Că știi, dacă îți vezi mama făcându-și unghiile, îți faci și unghiile. Dacă îți vezi mama făcând sarmale, faci și sarmale. Dacă vezi mama și tata vizitând orfanii și văduvele, asta faci și prunce, să știți. Doamne, mai ridică astăzi oamenii. Gândiți-vă, iubiții mei. Omul acesta a pus mai mare preț pe masa lui decât pe masa la altă. Auzi ce spune Biblia mai departe. Cu vremea săracul a murit. Când s-a dus banca de investiții de lângă el, că avem și fiecare avem o bancă care investim, știți? Când s-a dus, zice bine dacă auziți, cu vremea săracul a murit și a fost dus de el în sânul la vreau, a murit și bogat. O zis Dumnezeu, hai zice, gata, că nu mai am unde să investești. Am de zâne, am dat ce să faci. Gata. Ce vreau să vă uitați aici, iubiții mei, a murit săracul și a fost dus de cine? Bine. Iubiții mei, vreau să vă spun cu toată sinceritatea. Scopul meu ăsta e viața, să vină îngerii când mor cu Doamne.
Numai că îngerii nu vin pentru că i-ai mituit, că ai făcut tu ceva spectaculos, că ai fost un primar sau viceprimar sau președinte. Nu, nu, nu. Îngerii vin dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeul care îi trimite. Uitați-vă, a fost dus de îngeri. Am o întrebare, este o cântare frumoasă. Al cui ești când ai să pleci? Pune-mi cine te va lua de mână. Dacă aș fi chemat predicatul la mormântarea lui Lazar, m-ar fi refuzat mult. Ar fi zis, cine a fost? Președinte de filială? Păstor? Atunci veneam. Cum să am văzut pe internet, pe YouTube, era un preot, un cantor și un sicriu. Nu era nimeni altcineva pe el. Scria un om, a străzi, oculit, un om, un anonim. Și nu era COVID, dar COVID nu te dau voie să merg, să fii mai mult de om. Dar nu era COVID. Și m-am gândit, dacă acolo în sicriu mă lai de asta. Iubiții mei, nu contează cine predică la mormântarea voastră. Nu contează cine cântă, cine te laudă, cine te... Nu! Contează cine te ia de la groapă mai departe. Glorie Domnului! Uitați-vă mai departe, am murit și bogatul și l-am îngropat. 10 ani n-am predicat din textul ăsta. Că n-am știut cine a venit după bogat. După 10 ani de rugăciune m-am zis loc, nu. Dacă nu vin îngeri, numai demonii pot să vină. Poți să credeți, liniștiți că demonii vă luat. Acum să mă ascultați foarte bine. În spatele fiecărui păcat este un demon. Fumat, băutură, țigări, curvie, prea curvie, idolatrie, minciună, furt, pregătire, bârfă, ce vreți voi? Că unii nu fumează, dar să te păzească Dumnezeu când te oprins cu bârfa și când ești în voia lor. Dezastru! Doamne, voie eliberarea asta! Amin. Iubiții mei, ascultați-mă, ori de ce oricineva minte, ascultă de demonul numit minciună! Ori de câte ori cineva fură sau invidiază, ascultă de demonul ăla. N-a frumosat să ne vedem. Dacă omul ăla moare și nu s-o pocăi de minciună, cine îl așteaptă? Demonul minciunii! Ăla e acolo și îl așteaptă și spune, hai cu mine! Am fost undeva în România, am fost cazat la o familie și sora și soțul au stat cu mine la masă și mi-a zis, sora, haide Cristi! Mama s-a pocăit, o lua pochezul. Tata nu vrea să facă pochezul. După ce ne-am pocăit, o zis sora, noi eram drumul și mama s-a pocăit-o la botezul și iarna ne scutea dat afară la zăpadă când se era cu noi și ne zânea câte jumătate o oră, o oră, două. Ne făcea atât de felurile, ne bătea. Zic, auzi, spune-mi cum a murit tata și cum a murit mama. O zis, mama a murit slăvind pe Dumnezeu. Și tata a murit crispat, tata a murit mânios. Tata a murit spunând, scoateți pe oamenii ăștia afară care au venit să mă ia. Și dacă era un înger, nu spui, scoate la afară cu Mihail, nu? Și fata a zis, tati, mă duc pe fazele pastor, să te pocăiesc, să te mărturisești. Și tata a zis, acum, e târziu, deja nu știu cum să mă ia. E târziu. Iubiții mei, am spus asta într-o biserică și a venit o sfârma mea și a dat chestii, lucrez cu bătrâni, că sunt îngrijitoare la bătrâni. Și am pățit exact ce ai spus tu cu o femeie bătrână. M-am dus la ea la pată în ziua morții și-a zis, scoate pe omul ăsta care a venit să mă ducă. Pe omul ăsta plecat în negru, scoate-l afară. Era terminată, era crispată, blestima, înjura. Așa vor sfinții. No. No. Cine va veni după tine? Am un prieten, i-a murit soția la 37 de ani, a rămas 7 copii în spate. 4 ani a fost în spitale soția la tratament. În ultima săptămână de viață au zis către soțul ei așa, dragul meu, eu trebuie să plec. Eu mă duc la Domnul și mă duc fără părere de rău, am împăcat cu el, am trăit cu el și acum mă duc la el. O zis, nu mai cheltui bani pe spitale, nu mai umblat, nu mai fă nimica. Și el a prins-o de mână și a zis, de unde ai siguranța asta? De unde ai siguranța? Că cu tine s-a luat mai zbunat de cancer, care plastă, mă înjură, își rup părul din cap. Tu de ce ești plină de pace? Și o zis, am venit corul de îngeri pe holul spitalului. Îi văd. Și au zis că să mergem împreună la Domnul Iisus. O închis ochi și o plecat. Iubiții mei, vin o zi când trebuie să plecăm. Când vei trece pragul morții, cine va veni după tine? Citesc mai departe. De când era în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii unde? În sus. Citeam, venit spre voi, Filipeni, am citit toată epistola la Filipeni, îmi place cartea asta și au zis, pazărele, este cineva? Sunt o categorie de oameni care servesc vrăjmașii lui Hristos. Ăștia tătă ziua pentru alte calități care le au în ghilimele, se gândesc la lucrurile de jos. Dar spune Pavel în altă parte, gândiți-vă la lucrurile de sus.
Am trecut și unul din șefii mei în urmă cu câțiva ani pe lângă o bancă și a zis: Cristi, aici-s banii mei, aici-s sutele mele de mii de euro. Uite-te de ce faină bancă. Iubiții mei, unde-s lucrurile tale cele mai de preț? N-ai cum să te uiți în sus decât dacă ai lucruri de preț acolo sus. Acum vreau să vă spun că din iad oamenii se uită în sus, la pe prea târziu. În timpul vieții ar trebui să începem să ne uităm în sus. Dacă bogatul în timpul vieții toată viața s-a uitat de sus în jos. Ce mașină faină am eu și ce Logan are asta. Fii atent la el. Uite, vezi? Eu am atât de la Balenciaga, el umblă în șlap. Ce fain, ce bine este pe mine. Iubiții mei, să știți că cine se uită de sus în jos la alții, din gol, să-l va uita de jos în sus. Să țineți minte, e bine vorba asta. Însă săracul Lazar, în timpul pământului, în timpul vieții, s-a uitat în sus. O zis amnistul, ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. În timpul vieții să te uiți în sus, ce frumos. Auziți, a văzut de departe pe Avram și pe cine? Pe Lazar. Iubiții mei, nu și-ar fi imaginat toată viața omul ăsta. Bă, pe ăla care eu l-am ținut afară. Odată nu l-am lăsat să facă duș în casă. Odată nu l-am îmbrăcat. Un sandwich nu i-a dat. Să-l ia Avram lângă el. Atenție mare, s-ar putea oameni pe care nu dai doi bani tu astăzi aici, a? Să fie lângă Domnul și care avem o soră cu 16 copii în biserica noastră. Am spus greutățile pentru care au trecut. Mi-a spus că le rămânea fără mâncare și trimitea Dumnezeu plase cu mâncare la poartă ei. O venit la mine săptămâna trecută și o zis, am plecat, vreau să-mi dau 100 de euro pentru miros 10. Și am zis, nu pot să iau. De la o mamă cu 16 copii, n-am cum să iau. Ai crescut 16 prunci. M-am întâlnit cu doi dintre ei aici în Germania. Și mi-a spus să nu uitați ce-am făcut cu mama voastră. Dacă v-aș arăta o nasă, voi bani cu ea. O femeie stinsă de viață. Dacă avea arde cu Dumnezeu. O venit în birou, m-a spus, m-a îmbrățișat, m-a plecat la fata ei în picioară de un an jumate și a zis, mi-e dor de voi și de biserică. Zic, soră, Dumnezeu să te ajute să-ți încheie alertare copii. Sunt oameni pe care nu dă doi bani și doi lei, dar sunt oameni care vor să alerte Avram, Isaac și Iacob. Tot pe drum spre voi citeam de acolo unde au venit ăștia. Fiul lui Zebedei și a zis, Doamne, ajută-ne, adică lasă-ne să stăm unul la dreapta și altul la stângă. Și-a zis Domnul, vorbind de botezul cu foc, era Domnul botezat în apă, în Duhul Sfânt, nu ce să mai pune problema, dar au zis, veți putea voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și-a zis, Domnul, putea. Și-a zis, Domnul, știu că veți putea, dar cinstea de-a sta lângă mine în cer, nu atârnă de mine, ci Tatăl o pregătit-o. Iubiții mei, n-aș vrea să stau ca și mocul în casă, în cer. Nu-mi las 7 copii acasă să bat țara asta în loc și lași în România ca să ajung după ușă în cer. Îi întreb pe mulți oameni, unde vrei să ajungi în cer? O zis după ușă. Nu. Eu vreau lângă Domnul să fiu. Acum că nu o să fiu la dreapta și la stânga, nici n-am pretenții, că nu zic eu ca și martirii care au fost mâncați de fiară și tăiați cu ferestră eu. Dar măcar să fiu la picioare de lume. Măcar să pot vedea față în față. Să nu fiu foarte departe încât să nu-l văd, nu? Auziți? Să-l vezi pe Lazar, pe ăla care tu l-ai zis afară, să-l vezi lângă Avram. Să-l vezi că își face fotografie, mă. Toți l-au refuzat pe Lazar. Numai câinii l-au primit, atât. Și Avram a zis, auzi, lângă mine este loc încetă. Hai, Dumnezeu. Iubiții mei, atât de mult mă zbat în viața asta și mă doare că nu știu cum gândește Dumnezeu de mult eu. Că oamenii pe care eu îi văd foarte mari și foarte sus, s-ar putea nici să nu fie ție în cer. Ascultați-mă ce vă spun. Și oamenii pe care noi nu dăm doi bani, s-ar putea să ajungă acolo lângă Avram. Lângă Avram. Am murit o soră 17 copii în Arad, acum am avut 3 luni de zile, soră de Algran. M-a sunat unul din copii să vină la mormântarea ei. Am zis, dacă nu mă sunai, meream. Dar n-am putut să mă duc, eram plecat în țară. Varice pe picioare, boli, operații. Am stat și m-am gândit și spuneam soției mele, oare ce primire are a voastră de femeie în cer? Care și-o călcat peste ea, peste pretențiile ei, peste cariera ei, peste trupul ei, ca să dea naștere la 17 copii. Oare unde vor fi oamenii ăștia? Cred că vor fi sute de păstori și mii care nu vor ajunge nici aproape de oamenii ăștia.
Iubiții mei, o singură viață avem. Haideți să ne punem la dispoziția Domnului. Auziți ce spune mai departe? A strigat. A strigat. Vine unul la biserică și spune, mi-a plăcut predica, mi-a plăcut cântarea, dar ce strigat asta la rugăciune nu vă înțeleg. Am un răspuns pe care vă dau astăzi. Noi strigăm aici ca să nu strigăm în iad. Să știți că în iad oamenii strigă, să știți. Oamenii strigă, dar e prea târziu. Eu vreau să strig aici la biserică. Că spunea cântarea, când te afli îngrijorat, ce se face? Strigă. Păi ăia pe stadioane strigă și o să tracă în biserică. Și ăia strigă pentru lucrurile lor lumești. Și eu pentru Domnul să nu strigă. Că o zis cântarea care a strigat-o mai înainte și să strigi din toată inima. E bine, Dumnezeu. Dacă îți faci calculul, bine o să vezi până aici. Dumnezeu te-a întâmplat. În al patrulea rând, bogat ajuns în iar pentru că o vârstă cu leagă ce n-o semăna. Părinte Avrame, fieți? Am fost un egoist pur sânge, Avrame. N-am împărțit cu nimeni niciun cer. N-am pus nimic, numai buruiană, pălămidă și scaieț. Avrame, acum vreau să secer milă. O zis Avrame, nu, nu. Nu, nu, dă-i tot mai departe. Îi spune Avram, adu-ți aminte de ce spune Galateni 6 cu 7, Obadia 1 cu 15. Spune acolo, ce seamănă omul, aceea va zice rând. Iubiții mei, nu putem semăna umblare cu diavolul și să culegem răspare cu Dumnezeu. N-ai cum. Dacă vrei să fii lângă Dumnezeu în veșnicie, trebuie să fii lângă El de aici. Fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune. Care bune? Bune din perspectiva lui și lumii. Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici e exact invers. Problema e că nu e 80 de ani. E miliarde de ani. Glorie Domnului! O veșnicie cu Domnul. Ce frumos va fi. Iubiți-mă, vreau să vă amintesc. Culegi ce sami, culegi după ce sami și culegi mai mult de ce sami. O boabă de porumb, dacă pui în pământ, 800 de boabe pe ușulet. Înmulțit cu 3-4 pe un porumb, ajung la 2-3 mii de boabe. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură. O să aducă rot, sau o să aducă buruian, o să aducă lucrurile. Tu știi ce sami. Dar ascultați-mă bine, nu putem semăna după ce închidem ochii. Morții nu mai seamănă. Morții nu mai seceră. După ce ai închis ochii, o veșnicie întreagă nu mai seceră. Ce ai semănat până asta? Te poți bucura? Am pus roșii, acum trebuie să întrebăm că am intrat în solar cu copiii mei. Nu că n-am bani să cumpăr niște roșii, dar vreau să-i învăț pe bruncii mei și cu sapă și cu mama. Știți? Că te ferească Domnul ce tineri cresc acum, fără hărnicie, fără plin de lege, numai cu telefonul în mână. Să vedeți din mortul câte vii după aceea. Da? Și-am semănat. Dar știu că nu n-am gustare mult spre de vin până la mine. Frate Cristi, ce faină roșie am văzut de la Domnul. Păi, m-a dat Domnul că am lucrat. Vrei roșii în august? Pune-le în aprilie în pământ. Vrei veșnicie milă? Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Nu există altă variantă, iubiții mei. Eu pot să pun porumb și să spun nu-s de acord cu pământul. Dar pământul nu se ține cont de părerea mea. Dacă n-ai pus nimica, nu-ți dă nimica. Dar fi bai, bă, nu pui nimica, nu o să fie nimica. Nu. Dacă nu pui nimica, iese boreană. N-ai pus nimica, iese praful. Pentru ca să fie praf în casă, nu trebuie să faci nimic. Să faci de la sine. Vrei să fie curat? Știu slurile, nu? Vrei să fie curat în continuu, trebuie să menții curățenie. Și nu-i vor. Și în ultimul rând, iubiții mei, bogatul ajuns să ia pentru că nu au crezut că ea nu există. Auziți? Vă rog să fiți atenți. Două lucruri cere bogatul din iad. Părinte Avram le trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful de dături în apă. Și să vrăgorească limba. Căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. O cerut apă pentru el și o mai cerut ceva. Avram l-a refuzat și o mai zis ceva bogat. Ascultați vreo. Versetul 27. Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Noi am fost șase la părinții cei. Șase. Eu am fost primul. Toată viața, numai lucrurile lumii mi-au trebuit. Am acasă cinci frați, însă exact ca și mine. Când le spui de evangelizare, de Iisus, de rugăciune, își pun mâna la urechi, nu vor să aud. Părinte Avrame, trimite pe Lazar, să ascultați mai departe. 28. Am cinci frați și să le
A, de ce înseamnă să adeverești cuiva? Înseamnă că nu crede și trebuie să îi demonstrezi cu ceva palpabil. Ăștia au zis, bogatul, ca și mine, n-am crezut că există nici la Nigeria. Pentru aia am zis, mă, pun la mormânt, să-mi trăiesc viață. Și ce spune Avram? Au pe Moise și pe proroci. Iubiții mei, cu asta vreau să închei. Motivându-vă să citiți cartea asta. E cartea care vine, nu scurma viața. La 7 ani jumate, la 8 ani, părinții mei au pus în mână Biblie. Biblia asta, Biblia aceea, m-a marcat. Apoi am citit cărți ale unor oameni care au umblat cu Dumnezeu, care și-au pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. George Mueller a hrănit 10.000 de orfani. Știți care au fost toată averea lui când a murit? 60 de lire au avut în buzunar, toți banii lui. Restul, tot o mărți la Domnul. Am citit despre Hudson Taylor, omul care a mers în China. I-a murit soția și 4 copii. Și el a continuat să predice mai departe. Unii nu predică că doare măsaua. La alții le moare nevasta și 4 copii și mor să predică mai departe. Am citit despre Cathal Metter, un puritan, un păstor puritan. I-a murit 13 copii. După fiecare mormântare, spune, se plica pe genunchi, spunea, Doamne, îți mulțumesc și pentru asta, se ridica și spunea, acum o să predic mai cu foc. Cum o să stăm lângă oamenii ăștia în cer? Cum o să stăm lângă oamenii care au intrat paralelele romane? Cum o să stăm lângă Policarp, la care i-a spus, a fost ucenicul lui Ioan, din Patmos, Policarp. Și i-a spus Cezarul, aruncă-mă, aruncă acolo o tămâie pe altar, și gata cu Dumnezeu și gata cu credința. Și au zis Policarp, la 84 de ani, am umblat o viață cu el și numai bine m-a făcut. Și tu încerci să-l trădezi astăzi? O zis, n-am cum. O venit, o legat pe Policarp de stâlp, o dat drumul la foc. Și focul nu s-a apropiat de el. Și a venit un soldat și o băgat cu țintul inimii. Și apoi focul a mistuit. O zis, oamenii de acolo, am simțit un miros de pâine arsă, de pâine coaptă. Iubiții mei, vine o zi când vom pleca de pe acest pământ. Ascultați-mă, nimeni nu o să vă reduce statuie că ați fost cei mai bogați oameni din cimitir. Eu vreau să fiu cel mai sfânt om din cimitir. Că restul ne las toate aici. Dar vreau să închei cu acest cuvânt. O zis Avram așa, au pe Moise, adică au Biblia. Au Biblia. Când a fost ultima dată când ai citit cartea asta și ai plâns la paginile ei? Iubiții mei, cea mai mare dovadă că doi oameni căsătoriți, soț și soție, se înțeleg bine, e că comunică, vorbesc unul cu altul. Primul semn că cineva nu se înțelege cu soția lui, e că nu mai vorbește sau că se plictisește în prezența ei. Ascultați-mă, prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu. Prin cuvânt, Dumnezeu vorbește cu mine. Lasă pe Dumnezeu să-ți vorbească în fiecare zi. Are un mesaj să spună. Prin cartea asta aflu cum să mă pregătesc pentru cer. Aflu că trebuie să mă las de anumite lucruri și trebuie să împrătișesc un blând, să împrătișesc înfrânarea, să împrătișesc bunătatea, dragostea, să mă comport cum trebuie într-o lume stricată. Să fiu sare, lumină, să fiu orice sare. A murit cineva la noi în zona Hunedoara. Acum 1 an și 3 luni de zile. În ziua morții lui s-a aflat că până la 45 de ani o citim Biblia doar de 2 ori. A fost un om ocupat și noi de altfel. La 45 de ani, la 72 de ani, o citim Biblia de 157 de ori. Spuneți-mi, vă rog, cum a avut ăsta timp? Știți cum ai timp? Ai timp când îl iubești pe Iisus. Iubiții mei, am observat că întotdeauna îmi fac timp pentru lucrurile pe care le iubesc. Dacă îl iubești pe El, îți faci timp să vorbești cu El. Te motivezi astăzi, dacă nu ai o Biblie, ce nu la frază la sfârșit o Biblie? Spune, Doamne, nu vreau să plec acasă fără cartea asta. Vreau să o citesc, dar mai vreau să fac ceva. Să o studiez. Citesc, o studiez și apoi mă duc ce spune Pavel. O trăiesc, dar mai spune ceva Pavel. O apă. Să apără Evanghelia. 85% dintre creștini nu fac niciunul din lucrurile astea. Dar vor cer rost. 85% citesc Biblia. 15% mai rămân care citesc. Apoi, poate 10% care studiază. Câți mai rămân oare care trăiesc și care o apără? Că până aici, ascultați-mă bine. Așa două lucruri. Citit și studiat, nu o duc bajocură. Dar în momentul când o trăiești, și-o mai și aperi, ești majocorit, ești înjurat, ești făcut cu orice.
Dar merită să fim bajocoriți pentru Domnul. Iubiții mei, o zis Lazar, mai bine cu câinii aici și cu ungerii de acolo. Nu? Poate ești bajocorit, poate unii latră la tine, poate unii cine știe ceva. Nu contează. Important e că vine o zi când plecăm de aici. Vreau să închei, să facem o rugăciune la acest fel. Vreau într-o zi toți care au fost prezenți aici, să vină îngeri după noi. Îngeri nu se uită la diploma care ai avut-o, la mașina care ai condus-o. Cine trăiește lumea de dincolo unde e aurul. Gramul de aur e 50 de euro, kilogramul e 50 de mii. Aurul e pus pe jos în cer, vedeți-vă. Vedeți-vă ce ne așteaptă dincolo. Iubiții mei, merită să trăim cu Dumnezeu. Nu știu câte oară vin la biserică astăzi. Dar ascultă-mă bine, vreau să nu fie ultima dată. Vreau de astăzi să căutăm mai mult părtășia cu Dumnezeu. Să caut mai mult să trăiesc lângă oamenii care văd în aceeași direcție cu mine. Și când va veni ziua plecării, să nu mai avem nimic de făcut. Că am văzut oameni care se bat în spital și spune doctorul, mai ai 3 săptămâni. Și omul zice, urlă la doctor, faceți ceva, nu spunea ca să plec. Iubiții mei, dacă ai trăit cu Dumnezeu, o să fii gata. Ultima epistolă lui Pavel era în Roma, mai avea câteva luni să fie decapitat. Și spune el, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Am avut vreme să ne pregătim. M-am pregătit pentru a fi un bilet, mă pregătesc călcându-mi costumul, dar nu călc costumul pe pista de la aeroport. Mă pregătesc luni, zile, săptămâni înainte. Dacă pleacă avionul, trebuie să fiu gata. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm iubiții mei. În acest sens ne rugăm. Vreau fiecare să ne rugăm cu cuvintele noastre. Vreau să luăm hotărâri noi, să luăm decizii noi. Dacă vrei să plângi la Domnul pentru păcatele tale, pentru Dumnezeu ți-a vorbit, plânge! Spune Maria că atunci când oamenii au vorbit unul cu altul despre Dumnezeu, despre lucrurile sfinte, o carte a fost scrisă. Și cred că în seara asta s-a mai scris o pagină. Doamne, lucrează! Mai împarte haine albe! Mai scrie lumea în cartea vieții! În acest sens ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin!